seara, sunt Sorina Obrejan și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Ne așteaptă majorarea tarifelor la gaz, spune ministrul economiei Vadim Prânza. În susține că de vină s-ar face fosta guvernare, care a lăsat în urmă datorii mari. Un bărbat de 55 de ani din capitala a murit astăzi la spital după ce aseară o creangă s-a rupt dintr-un copac și s-a prăbușit peste el. Șeful Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate a demisionat. Nicolae Chitoroagă spune că a luat această decizie pentru că ar fi supus presiunilor. Andrei Trang a fost eliberat astăzi din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Tarifele la gaz ar putea crește începând de anul viitor, susține ministrul economiei Vadim Brânzan. Nu a putut spune cu cât anume. El afirmă că fosta guvernare ar fi menținut până acum tarifele mai mici în mod artificial și taxele pentru transportul public ar putea crește treptat. La două săptămâni după ce a venit în fruntea Ministerului Economiei, Vadim Brânzan spune că a moștenit mai multe probleme de la fosta conducere. Trebuie să găsim o modalitate de a duce gaz în Republica Moldova în 2019 și 2020, până când gazoductul Iași-Chișinău va fi dat în exploatare. Problema tarifelor a existat încă din 2018, ea a fost artificial ținută sub capac din cauza politicului de atunci. Tarifele ar putea crește în plină iarnă, însă nu se știe cu cât. Asta pentru că începând cu 1 ianuarie 2020, expiră contractul de livrare a gazelor încheiat cu Gazprom. Prețul care este actualmente inclus în tarife, prețul la gaz inclus în tarife, este mai mic decât prețul actual pe care noi îl plătim pentru gazul care îl achiziționăm. Noi încasăm mai puțin decât plătim. Urmează un delta. Se negociază cu Gazprom deja la acest capitol sau ce cu negocierile. Nu uitați, contractul nostru expiră și noi vrem să-l extindem încă cel puțin 2 ani, până când rezolvăm problemele noastre, ceea ce ține de gazoductul Iași-Chișinău. Da. Probleme sunt și în domeniul transporturilor, spune Brânzan. Astfel, tarifele ar putea fi revăzute. Când în 2013 tarifele la transportul auto au fost ținute sub capac. În rezultat a avut loc o creștere semnificativă a uzurii parcului de transport auto Republica Moldova, care prezintă un pericol. Ministrul Economiei a vorbit și despre veniturile mari ale șefilor de direcții. Acesta susține că funcționarii ridică salarii de 10.000 de lei pentru că dețin și funcții de reprezentanți ai statului la diferite întreprinderi de stat. Practica care exista până acum la minister și care nu mai există este că unii funcționari ai Ministerului se aflau în Consiliul de Administrare ai diferitor companii cu capital de stat. De exemplu, Moldova Gaz, Metal Feroz. Și în calitate de membru al Consiliilor de Administrare, ei câștigau suplimentar ca membri ai Consiliului. Însă practica asta se termină. Ceea ce s-a întâmplat până acum, eu consider un abuz. Democrații nu au comentat declarațiile de astăzi ale Ministrului Economiei. Dosarul pornit pe numele său este bazat pe declarații false, iar procurorii au avut probe care să-i demonstreze nevinovăția, însă le-au ascuns. A declarat astăzi Andrei Tranga înainte să fie eliberat sub control judiciar. Ne vădălim niște stenograme, în care ясно показано, что я не виновен. Меня выдали буквально за день до того, как меня перевели под домашний арест. Хотя эти доказательства были у них с первого дня. Aflați în jurnal cum răspund procurorii la aceste acuzații. Un bărbat de 55 de ani a murit astăzi la spital după ce aseară o creangă s-a rupt dintr-un plop și s-a prăbușit peste el. S-a întâmplat pe strada Nicolae Dimou din capitală. Cei de la Spații Verzi spun că nu înțeleg de ce s-a rupt creanga, întrucât arborele era sănătos, iar poliția a deschis o anchetă. Bărbatul stătea la umbră între acești copaci când la un moment dat o creangă dintr-un plop s-a prăbușit peste el. Martorii spun că acesta era inconștient până la venirea ambulanței. Muncitorii de la Spații Verzi au tăiat partea mai groasă din ram, iar aici au rămas doar niște crengi.
Tragedia s-a produs aseară în jurul orei 19 pe strada Nicolae din Mod, din sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit poliției, bărbatul era împreună cu niște prieteni când s-a prăbușit creanga. Aceștia nu au pățit nimic și imediat după incident au chemat ambulanța. Pacientul a fost adus în stare de agonie, stare extrem de gravă, în departamentul clinic de urgență, Institutul de medicină urgentă. A fost intervenit în măsuri de resuscitare, de curigrie fără succes. Această femeie spune că era la magazin și a auzit trosnetul puternic. Взять воды вот здесь магазина и минут через 20 слышали его упало. Скорая была здесь, и милиция была, и увезли его в травмпункт. Oamenii care locuiesc în apropiere spun că le este frică să meargă pe acolo. Trebuie responsabil să verifice în fiecare an că într-adevăr și ploile, dar și se usucă și sunt foarte înalți, știți, să nu rezistă crengile foarte grele. Așa și copiii se joacă și Doamne ferește. Trebuie să curăți copaci, trebuie să aibă grijă, trebuie să deplinească lucru. Responsabilii de la spații verzi spun că arborele este verde și sănătos. Oricum va fi creată o comisie care va merge să analizeze plopul din care s-a rupt creanga. Este un arbore care era perfect sănătos, verde, frumos. Asta ne-a ajuns o specie de plop, că e o specie moale și iată s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Păreri de rău. Și poliția susține că investigează acest caz. Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și-a dat demisia. Nicolae Chitoroagă spune că a luat această decizie pentru că ar fi supus presiunilor. Interimatul la PC Cox va fi asigurat de procurorul Denis Rotaru. Ieșind din situația creată ultima perioadă și pressingul care îl simt eu, l-am simțit eu ca conducător a instituției, dacă și nu doar eu, am simțit această presiune cu speranța că eu făcând pasul dat va dispărea această presiune. Chitoroagă nu a vrut să ne spună despre ce fel de presiune este vorba și din partea cui ar veni. Nu vreau să fac precizări în afară de faptul că ținând cont de competențele de CECOX, că aici figuranți din toate dosarele care le-am avut parcurs 3 ani au fost și lideri a lumii interlope și foarte mulți subiecti. Nicolae Chitoroagă nu a precizat nici dacă pleacă definitiv din sistem ori nu. Interimatul la PC Cox va fi asigurat de Denis Rotaru, care până acum a activat ca procuror în aceeași instituție. Vlad Plahotniuc spune că dosarele deschise pe numele său în Rusia sunt niște fantezii. Fostul lider PD, care este plecat din țară, a reacționat pe Facebook la acuzațiile autorităților ruse, care spun că el și Constantin Țuțu ar fi fost implicați într-o schemă de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Democratul se plânge că rușii îl atacă pe nedrept pentru a-l intimida. Federația Rusă mi-a deschis mai multe dosare. Nu cunosc numărul exact, despre fiecare am aflat din presă. Fie apăreau când erau alegeri, fie atunci când Republica Moldova, sub guvernarea Partidului Democrat, lua anumite decizii care nu erau pe placul Moscovei. Se arată în mesajul lui Vlad Plahotniuc. Acesta spune că ar fi primit mai multe mesaje de la autoritățile din alte state, fără a preciza despre care anume este vorba, prin care a anunțat că Federația Rusă ar încerca să întreprindă acțiuni împotriva lui. Plahotniuc spune că anume de asta a decis să plece din țară. Toate aceste lucruri care apar în spațiul public, dar și cele care încă nu se văd, însă le cunosc, explică foarte clar motivul pentru care am hotărât să iau anumite măsuri de siguranță în această perioadă. Totodată, Plahotniuc menționează că Moldova nu trebuie să-și facă griji pentru persoana sa, ci pentru faptul că ar putea ajunge sub ocupație străină. Iar Ministerul Afacerilor de Interne al Federației Rusia a emis un comunicat în care se arată că fostul lider al democraților și Constantin Țuțu sunt cercetați în Federația Rusă pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Andrei Trang a fost eliberat astăzi din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Chișinău. După ședința de judecată, omul de afaceri i-a acuzat pe procurori că au ascuns intenționat dovezi care puteau să-i demonstreze nevinovăția. Trang spune că este vorba despre o discuție înregistrată între cel care l-a acuzat de șantaj și o altă persoană și promite că o va face publică în curând. Limitează convorbirile telefonice, recepționarea și expedierea trimiterilor poștale, utilizarea altor mijloace de comunicare, îi se interzice comunicarea cu persoanele implicate în prezentă cauză penală și primirea acestora în locuința sa, îi se interzice de a-și lua acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal. După ședința de astăzi, Andrei Dranga a declarat că procurorii aveau dovezi care să-i demonstreze nevinovăția.
însă le-ar fi ascuns. Не выдали мне стенограмму, в которой ясно показано, что я не виновен. Мне выдали буквально за день до того, как меня перевели под домашний арест. Хотя эти доказательства были у них с первого дня. În stenograma care nu a fost făcută publică ar fi înregistrată o discuție dintre directorul general al lanțului de restaurante în Dispița și Viorel Varzari, cel care l-a acuzat pe Dranga de șantaj. Omul de afaceri susține că nu are nicio treabă cu persoanele prezentate drept complicii săi în scrisoarea anonimă de la care a pornit totul. În ea este menționat printre alții și un cetățean italian, care ar fi pus la cale împreună cu Dranga schema de șantaj. Viril prosit, чтобы я закрыл его вопросы с итальянцем, очень сильно просит. Вот. И он знает, что у него отдельное взаимоотношение с итальянцем, никакой группы нету. Вот. И он очень некрасиво поступил по отношению к своему партнеру. Fostul șef al PC Cox, Nicolae Chetoroagă, a respins acuzațiile și a declarat că procurorii nu au ascuns niciodată nimic și că oamenii legii au fost pe cât se poate de obiectivi. Deși inițial s-a speculat că și fostul șef de la Procuratura Anticorupție ar fi fost implicat în dosar, astăzi omul de afaceri a declarat că nu îl cunoaște pe Viorel Morari. Andrei Dranga a fost reținut pe 26 aprilie într-un dosar penal pornit pentru șantaj. El este acuzat de faptul că ar fi încercat să-l deposedeze de afacere pe Viorel Varzari. Un avion a aterizat de urgență pe un aeroport din Rusia după ce unul dintre motoare a luat foc la scurt timp după decolare. Doi piloți au murit, iar mai multe persoane au fost rănite. Cu detalii și imagini de la locul tragediei revenim în câteva minute la știri. Autoritățile din Ucraina investighează felul în care Veceslav Platon a fost extrădat în Moldova acum 3 ani. Pe marginea cazului a fost pornit un dosar penal, scrie portalul newsmaker.md. Informația a fost confirmată de avocația acestuia. Noi considerăm că asta a fost o rapire criminală banală. Noi împlângerea am indicat mai multe persoane. Atât a fostul președintele Ucrainei Poroșenko, cât fostul coordonator al Republicii Moldova, Vlad Pahetnic, procurorul general Ucrainei și anterior, atât Platon cât și apărătorii săi au declarat în numeroase rânduri că procesul de extrădare a fost ilegal. În 2017, Veceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul fraudelor de la BEM. Ulterior, el s-a mai ales cu o pedapsă de 12 ani de închisoare tot pentru escrocherie și spălare de bani. După o săptămână cu temperaturi de foc, vremea se răcorește. Meteorologii au emis cod galben de vânt pe întreg teritoriul țării. Cum va fi vremea în următoarele zile, ne spune colega noastră Elena Suvac. Elena, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Codul de vânt a intrat în vigoare astăzi la amiază și va fi valabil până mâine, la miezul nopții. Vântul va sufla cu putere cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. În această noapte, în unele zone ale țării, va ploua cu grindină și descărcări electrice însoțite de vijelie. În această seară, mercurul din termometre va cobori până la 19 grade, iar mâine se așteaptă maxime de până la 27 de grade în sudul țării. Și în weekend vom avea parte de vreme răcoroasă. Sâmbătă nu vom avea mai mult de 25 de grade, iar duminică maximele nu vor depăși 26 de grade. De luni, vremea caniculară revine. Atât despre vreme, la revedere! Elena, mulțumesc! Între timp, în Europa, oamenii fac față cu greu valului de căldură instalat de mai multe zile. 10 de școli au fost închise în Franța și Germania, iar pe autostrăzi au fost introduse indicatoare de viteză. Meteorologia anunță că în unele țări au fost depășite recorduri de temperaturi istorice pentru luna iunie. Temperaturi greu de suportat au fost și astăzi în Franța și Germania. La Paris, în orele amiezii, mercurul din termometre a depășit 40 de grade Celsius la umbră. Mai multe școli și grădinițe au fost închise pentru că nu sunt dotate cu aparate de aer condiționat, care să asigure o temperatură suportabilă. Parizienii se plâng că fac față cu greu temperaturilor de foc. Enfin, moi, j'ai voulu y aller au boulot, en tout cas, et je suis sorti, j'ai commencé à dégouliner comme pas possible, donc du coup, je suis rentré en me disant que... Potrivit meteorologilor francezi, mâine se așteaptă maxime de 40 de grade, care însă se vor resimți ca 48 de grade.
În Cehia, autoritățile trimit pe străzile orașelor cisterne cu apă pentru ca turiștii și orășenii să se răcorească în timpul amiezii. În Spania, un site meteo a postat harta colorată în roșu intens cu mesajul "Vine iadul", iar pentru mâine sinopticienii au prognozat 45 de grade Celsius. În Belgia, polițiștii care patrulează pe străzi au primit permisiunea să poarte pantaloni scurți. Pour le dessus, malheureusement, on peut pas faire grand-chose, que le gilet pare-balles étouffe très fort le corps, mais bon. Voilà, ça c'est une obligation, une protection. Les gens, ben, c'est, voilà. Și în Austria au fost anunțate 38 de grade Celsius la umbră, cu doar jumătate de grad mai puțin decât recordul istoric. În schimb, în Olanda, precedentul record, care data de 43 de ani, a fost depășit. Mercurul din termometre a trecut de 34 de grade, fiind înregistrate cu 14 grade mai mult decât temperatura obișnuită în această perioadă a anului. O înregistrare audio în care Vlad Plahotniuc vorbește despre plecarea democrațiilor în opoziție a apărut aseară la postul de televiziune Jurnal TV. Din ea se aude cum fostul lider PD își îndeamnă colegii să rămână uniți. Sorărie, așa e tot timpul în vremuri grele. Noi trebuie să stăm tare înainte și eu vă spun și vă promit, partidul o să stea în picioare. Cei care trebuie să rămână în partidul o să stea în picioare. Noi suntem alături de ei, trebuie să ținem consolidat toată fracțiunea, pentru că la fracțiunea noastră o să ajungă oricine din ei. Ei nu pot face nimic. Ulterior, Plahotniuc vorbește despre faptul că ar urma să discute cu membrii mai multor delegații internaționale, după care va anunța că PD va pleca de la guvernare. La orele 5:30, noi anunțăm. E bine așa? Da. Eu vreau să mulțumesc pentru încredere și vă asigur că toți mai bine bună sfârșită. Purtătorul de cuvânt al democraților nu ne-a răspuns la telefon pentru a confirma veridicitatea înregistrării audio. Pe data de 14 iunie, Partidul Democrat s-a retras de la guvernare. În aceeași zi, imediat după anunțul partidului, în presă au apărut informații precum că Vlad Plahotniuc a părăsit țara. Unde se află acesta, nu se știe. Doi piloți au murit, iar 7 pasageri au ajuns la spital după ce un avion a luat foc în timpul zborului, după care a aterizat de urgență. Incidentul s-a produs pe un aeroport din Siberia. Din imaginile postate de presa rusă se vede cum avionul este învăluit de fum. La bordul aeronavei se aflau 46 de pasageri și 4 membri ai echipajului. Avionul efectua o cursă între Nijnia Gars, nordul Buriatei, și Ulan-Ude, capitala regională. După decolare, unul dintre motoare a cedat, iar echipajul a hotărât să se întoarcă. În timpul aterizării, acesta a ieșit 100 de metri de pe pistă și a luat foc, au declarat autoritățile locale. Cei doi piloți au decedat pe loc, iar 7 pasageri au fost răniți și transportați la spital. La fața locului s-au îndreptat mai multe echipaje de pompieri, care au luptat câteva ore cu flăcările. Potrivit presei locale, zborul era efectuat de către compania aeriană rusă Angara. De aproape o lună, câteva zece de familii din Budești nu au apă la robinete. Oamenii sunt nevoiți să care apa care nu este potabilă de la fântânile din localitate. Сейчас летом мы подождали неделю, две. Можно принести, может быть, воду с колодца, но она очень и очень плохая. Fântâna arteziană care el alimenta pe localnici cu apă a secat, iar lucrările de construcție a aqueductului începute acum un an și jumătate sunt tărgănate. Cum răspund autoritățile, aflați în Jurnal. Votul lui Andrei Năstase și al lui Vlad Bătrâncea pentru revenirea Rusiei la APCE nu va afecta relațiile moldo-ucrainene, spune ministrul de externe. Nicu Popescu nu ne-a spus dacă cei doi au reprezentat poziția oficială a Moldovei. Declarațiile au fost făcute după întrevederea cu ministrul de externe al Lituaniei. Această situație de la Strasburg nu afectează relația noastră, din contra, interesul nostru și interesul ucrainenilor este să aprofundăm cooperarea bilaterală. Nicu Popescu susține că a discutat recent cu mai mulți oficiali ucraineni. În viitorul apropiat voi merge la Kiev. Crimeea este parte a Ucrainei, asta este poziția Republicii Moldova. Zonele de conflict din estul Ucrainei fac parte din Ucraina. Noi recunoaștem și insistăm pe faptul că Ucraina are aceleași frontiere pe care le-a avut și acum 6 ani și acum 7 ani.
La rândul său, ministrul afacerilor externe al Lituaniei, care a efectuat o vizită de două zile în Moldova, a declarat că țara sa este gata să acorde asistență tehnică pentru reforme în domeniul justiției și al securității. Ministrul a vorbit și despre votul Moldovei de la PCE. Every country decides its own path and making decisions about the development of the country, and we must respect. 20% of territory of Georgia was occupied by Russia. Also, we know that annexation of Crimea and aggression against Donbass area also taking place because of the choice of these countries. So definitely we condemn that. Nu am reușit să aflăm dacă votul lui Andrei Năstase și al socialistului Vlad Bătrâncea reprezintă poziția oficială a Republicii Moldova. Organizatorii nu ne-au permis să adresăm întrebări și au refuzat să ofere echipei Pro TV microfonul. So, dear colleagues, we thank you for your presence here. Pentru revenirea Rusiei la adunarea parlamentară a Consiliului Europei au votat 118 membri, 62 s-au pronunțat împotrivă, iar 10 s-au obținut. După această decizie, Rusia își poate trimite delegația la PCE și poate participa la alegerea unui nou secretar general al Consiliului Europei. În 2014, Rusia a pierdut dreptul la vot în cadrul PCE, după preluarea Crimeei și acuzațiile că ar susține militarii separatiști din estul Ucrainei. În 2016, Rusia a boicotat adunarea, iar în următorul an a refuzat să achite contribuția sa anuală de 33 de milioane de euro, care constituie aproximativ 7% din bugetul Consiliului. Zinaida Greceanu i-a ținut astăzi un discurs măgulitor în Duma de Stat a Rusiei, ridicându-i în slăv pe deputații de acolo. Președintele Parlamentului i-a asigurat pe oficialii ruși că relațiile bilaterale dintre Moldova și Federația Rusă se vor îmbunătăți și le-a atribuit meritele pentru stabilitatea politică de la noi din țară. Greceanu și-a încheiat cuvântarea sub ropote de aplauze, iar demnitarii de la Kremlin i-au dat un buchet de flori. Друзья, позвольте так сказать. Pe un ton pe cât se poate de cald, Zinaida Greceanu și-a început discursul în plenul Dumei de Stat. Aceasta a făcut o retrospectivă a situației politice din Moldova și le-a mulțumit partenerilor externi pentru implicare. Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. Socialista le-a promis rușilor o nouă etapă în relațiile dintre Chișinău și Kremlin. Я уверена, что немотивированный сбой в сотрудничестве между нашими странами практически преодолен. Una liniată aparte a fost dedicată relației dintre Igor Dodon și Vladimir Putin, pe care și cu această ocazie Zinaida Greceanu a elogiat-o. După care, speakerul a cerut ajutorul demnitarilor de acolo. Однако есть целый ряд вопросов, которые все еще требуют своего разрешения. Это и углубление сотрудничества в сфере энергетики. Это приглашение к российским деловым кругам инвестировать в экономику Молдовы. Это продвижение по пути к урегулированию приднестровского вопроса в интересах жителей обеих берегов Днестра при содействии всех участников этого переговорного процесса. Greceanu se află într-o vizită de lucru în Rusia alături de deputați din blocul Acum. Aceasta a spus că în viitorul apropiat, în aceeași delegație, va efectua o vizită și la Parlamentul European de la Bruxelles, acolo unde președintele Igor Dodon a fost o singură dată, pe când în Rusia șeful statului a mers de nenumărate ori. Tot astăzi, Igor Dodon a anunțat pe pagina sa de Facebook că Rusia va permite în continuare ca 5 categorii de mărfuri moldovenești să fie exportate fără taxe. Acordul care urma să expire la 1 iulie curent a fost prelungit, însă nu se știe pentru cât timp. Republica Moldova va trebui să plătească despăgubiri de milioane de euro dacă va decide acum să oprească programul privind cetățenia contra cost. O spune ministrul economiei, potrivit căruia în prezent există peste 30 de doritori din Statele Unite, Asia și Europa, care vor să fie cetățeni ai țării noastre. Oficialul a mai declarat astăzi că proiectele Arena Chișinău și Drumuri Bune, inițiate de democrație, urmează să fie analizate minuțios. Ministrul Economiei susține că a primit cu mare greu contractul semnat dintre stat și agentul economic care realizează lucrările la Arena Chișinău. Cu Arena Chișinău abia ieri am obținut contract, ieri seara. Am încercat să-l obțin mai înainte, dar la noi, Republica Moldova, în genere totul este secretizat. Și în genere cum aterizează în Republica Moldova, știți că eu în Statele Unite am locuit până foarte mulți ani, mi se pare că nimeresc în țara lui James Bond și Mata Hari. Toată lumea e
Nimeni nu vorbește la telefon, nimeni nu scrie mesaje. Toți stau pe Signal, Messenger-uri de tot felul. Adică dați-mi documentul, nu putem, că e secret de stat. E stare mare. Brânzan spune că urmează să analizeze atent proiectul inițiat de democrați. Când a fost proiectat, el se află în calea gazoductului Ungheni-Chișinău. Și acum gazoductul trebuie puțin să oculească. Cât despre proiectul Drumuri Bune, ministrul susține că lucrările care au fost deja finanțate vor continua. În esență, e un program bun. Două întrebări. A, de unde luăm finanțare? Deci erau 2 miliarde prevăzute, știu că sunt 950 acum miliarde în buget. Cine este gestionarul acestui proiect? Cine sunt companiile care le implementează? O parte de lucrări deja s-a stopat. Din cauza finanțarea a fost pusă pe hold. Iar despre programul de dobândire a cetățeniei prin investiții, ministrul economiei afirmă că țara noastră va trebui să plătească despăgubiri dacă va decide să rețilieze contractul privind implementarea acestuia. Suma ar putea ajunge la câteva milioane de euro. Între timp, 34 de persoane au depus actele pentru a obține cetățenie Republicii Moldova în schimbul investițiilor. O majoritate din țări din Asia, chiar din Statele Unite, sunt din Europa. Aceste 34 de aplicații care se află pe rol urmează să aducă în bugetul Republicii Moldova 4,6 milioane de euro. Noi trebuie să verificăm, să vedem cine sunt ultimii beneficiari, spun așa, al companiilor implicate în acest proces. Poate mai trebuie de adăugat acolo încă vreo timp de control, ca să fim siguri că persoanele care vin în coace sunt de bună credință și nu vin cu bani murdari. Săptămâna trecută, Parlamentul a votat în primă lectură anularea legii cetățeniei contra cost. Până acum, doi cetățeni din India și Australia au beneficiat de cetățenia Moldovei contra cost. Locuitorii a trei blocuri din Budești stau de o lună fără apă la robinet. Sunt nevoiți să care butelii de la fântânile din apropiere și să le urce la etaj. Apa de acolo însă nu e bună de băut. Lucrările la apeduct se întind de mai bine de un an și jumătate, iar fântâna arteziană gestionată de o berărie care îi alimenta cu apă s-a defectat. Потому что посмотрите, пожалуйста, воды у нас нет. Видите? Natalia locuiește la etajul 5 al acestui bloc. De o lună nu are picătură de apă la robinet. Pentru că are copil și a mai și început reparația în apartament, ea spune că viața lor s-a transformat într-un adevărat chin. Очень тяжело. Особенно сейчас летом, мы подождали неделю. Две. Можно принести, может быть, воду с колодца, но она очень и очень плохая. Посмотрите. Что творится с этим чайником? Prinde calcar. Da. La primele etaje se mai întâmplă să fie apă din când în când, însă doar câteva ore pe zi. Așa că și aici oamenii stau cu vesela murdară în chiuvetă. Abia de abia curge neagră, uitați-vă să vedeți în vesela asta albă. Nu putem spăla vesela normal, iată azi dimineață ne-au dat, acum când ați venit. Aseară apă deloc absolut nu era. Și câte două ori pe zi trebuie de spălat, că ei stau în năsip, ei se joacă, ei asudă. Până la urmă e complicat chiar să le asigurați igiena copiilor. Conieșna. În aceeași situație sunt peste 50 de familii care locuiesc în trei blocuri de pe strada Traian din Budești. Tineri și bătrâni care apă de la fântânele care se află la 10 de metri de casă. Asta deși apa de acolo, spun ei, nu este tocmai bună de băut. Câte sticle aveți? 12. Pentru ce? Să spăl. Și cât va ajunge? Raz 5-6 n-a de aici. Este tac, aia este și o păstirață. Oamenii spun că s-au plâns la primărie, însă fără rezultat. Aceștia afirmă că până acum erau alimentați cu apă de la o fântână arteziană, care este în gestiunea unei berării din apropiere. Acum însă nici de acolo aproape că nu mai vine apa. Am sunat la primărie, dar nu au răspuns nimic. Adică nici n-au ridicat receptorul. Ridicăm de vreo 10 ori apă, cu căldări, cu ce avem, cu gaz. Primăria e indiferent de noi. Vă spun cinstit. Locuitorii sperau să fie conectați la apeduct, dar lucrările la rețea, care au început încă acum un an și jumătate, așa și nu s-au mai încheiat. Uitați și felul de lucru făcut. Lucru este acesta, un copil, el te scalci singur, te scalci și așa, uitați, este pistură de asfalt. Da. Acum, când lucrările sunt pe ultima sută de metri, le s-a spus că fiecare familie trebuie să plătească 1500 de lei pentru contoare. Am doi copii, mama și soțul. Te-ți permite să plătiți? Soțul acum nu lucrează. Apa canal ne-a pus în rând pentru a veni să ne conecteze contorul ei așa cum se cuvine. Noi deja ne așteptăm rândul.
și avem deja o lună jumate de când ne așteptăm. În timp ce oamenii stau fără apă, primarul din Budești spune că a aflat de curând despre problemă. O avarie, de pompa a ieșit din funcțiune și sigur că a fost sistată. Ce așa de greu? Păi da, nu așa de greu, aici la strada Traian și Salcâmilor a început anul trecut și a fost dat în exploatare abia acum. Costiuc spune că într-adevăr bani pentru contoare nu au fost prevăzuți în proiectul care a costat peste 1,5 milioane de lei, 50% din care au fost oferiți de primăria Chișinău. Totodată, primarul de Budești ne-a asigurat că începând de astăzi locuințele oamenilor vor fi conectate la apeduct și vor fi încheiate contracte cu apă canal, lucru care până acum nu s-a întâmplat. Roma se sufocă zilele acestea nu doar de căldură, ci și de mirosul care vine de la munții de gunoaie adunați pe străzi. La sera non posso uscire, arriva una puzza incredibile. Non si può passeggiare col cane, devi passare per la strada, è vergognoso. L'altro giorno è passato un topo. Cioè, noi ci prendiamo il colera. È vergognoso. Autoritățile nu mai știu unde să arunce deșeurile, iar situația a devenit de-a dreptul insuportabilă. De ce? Vă spunem în jurnal. De o intervenție mai puțin obișnuită au avut parte aseară pompierii din Criuleni. Aceștia au fost chemați să salveze un pui de cocostâr căzut din cuibul său. Salvatorii au fost alertați de localnicii din satul Bălăbănești. Oamenii au observat puiul în iarbă și au cerut ajutor. Ajunși la fața locului, pompierii au instalat o scară și au ridicat înapoi pasărea pe stâlp. Mai mult, aceștia au întărit cuibul pentru ca puiul să nu mai cadă din el. 4 persoane au ajuns cu răni grave la spital în urma unei explozii care s-a produs ieri într-un bloc de locuit de la Viena. În urma incidentului, 4 etaje ale clădirii au fost distruse în totalitate. Potrivit autorităților locale, deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Imaginile postate de presa străină, blocul de locuit din centrul Vienei arată ca o gaură imensă după ce cele 4 etaje s-au ruinat. Strada a fost acoperită de dărâmături și a fost închisă timp de câteva ore. Acolo s-au îndreptat mai multe echipaje de salvatori care au transportat 4 persoane la spital cu răni grave. Alte 10 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaze, a anunțat poliția din Viena. Oamenii legii urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a fost surprinsă și astăzi tremurând. Incidentul a avut loc la o întâlnire cu președintele german și este a doua criză de acest gen din ultimele săptămâni. Purtătorul de cuvânt al lui Merkel a declarat că aceasta se simte bine și că nu există niciun motiv de îngrijorare. Incidentul a fost surprins de camerele de filmat în această dimineață. Angela Merkel a început să tremure chiar în timpul unei întâlniri cu președintele german. Ulterior, purtătorul său de cuvânt le-a spus jurnaliștilor că aceasta se simte bine, fără să ofere mai multe explicații. Aceasta este a doua criză de acest gen a cancelarului german. Pe 18 iunie, Merkel a mai fost văzută tremurând în public în momentul în care îl primea pe președintele ucrainean Vladimir Zelensky, aflat în vizită în Germania, dar ulterior a declarat pentru presă că s-a simțit bine. Also ich habe inzwischen mindestens 3 Gläser Wasser getrunken, das hat offensichtlich gefehlt. Und insofern geht es mir. Angela Merkel are 64 de ani și se află la putere din 2005. Capitala Italiei este sufocată în aceste zile nu doar de căldură, ci și de gunoaie. Străzile arată dezgustător din cauza mormanelor de deșeuri de pe trotuare care nu sunt evacuate pentru că autoritățile nu au unde să le ducă. Reprezentanții primăriei de la Roma strâng din umeri și spun că nu au deocamdată o soluție. Pungi cu deșeuri, resturi și tot felul de obiecte aruncate la nimereală pot fi văzute la aproape orice colț pe străzile Romei. Potrivit presei străine, nu este primul caz de acest gen, iar localnicii cred că mormanele de gunoi pot fi un focar de infecție și că din această cauză se pot îmbolnăvi. La sera non posso uscire, arriva una puzza incredibile. Non si può passeggiare col cane, devi passare per la strada, è vergognoso. L'altro giorno è passato un topo. Cioè, noi ci prendiamo il colera. È vergognoso.
cauză. Deși localnicii s-au plâns de mai multe ori autorităților locale, nimic nu s-a schimbat, scriu jurnaliștii italieni. M-a diventati il terzo, il quarto mondo, secondo il mio punto di vista. Non ci sono soluzioni, io non capisco. La signora Raggi si facesse ogni tanto una passeggiatina qui, perché nel suo quartiere, che io sono stata, è tutto in ordine. În 2013, autoritățile de la Roma au decis să închidă groapa de gunoi de la Malagrota, care prelua o mare parte din gunoiul italienilor, însă de atunci nu s-a găsit niciun alt depozit care să-l înlocuiască. Toate încercările oficialilor de a găsi alte zone de depozitare s-au lovit de protestele agricultorilor și ale organizațiilor non-guvernamentale. De câteva zile, problema a devenit și mai gravă, odată cu valul de caniculă care s-a abătut peste Europa. Localnicii și turiștii riscă să fie infectați cu diferite bacterii periculoase, atenționează medicii. Sometimes the people are so exasperated from the bad smell, they think to find solution burning the trash, and this is very dangerous. It can be dangerous for people that suffer from asthma, but the problem is that the burning we produce dioxin, and dioxin is risk factor for cancer. Autoritățile italiene strâng din numeri și spun că nu au nicio soluție deocamdată. Nessun piano rifiuti può risolvere una situazione aggravata da 60 anni di mala gestione in un anno. Diciamo la verità, i cittadini siamo umani. Da questa difficoltà strutturale si esce in un medio, almeno medio termine. La începutul lunii iunie, responsabilii de la primăria Romei au anunțat că turiștii care nu vor păstra curățenia în oraș vor fi sancționați cu câteva sute de euro. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!